Se dau funcțiune f x egal cu radical din 7 minus radical în 3 minus 1 minus radical în x plus 4 minus 2 și funcția g de x, g de 3x minus 4 fac 9x pătrat minus 30x plus 24. Determină tot un maxim definiție al funcției fx. Să se calculeze limită în x care e 0 în fx supra g de x. Aici, 3x plus 1 mai mult să dau cu 0. X plus 4 mai mult să dau cu 0. 7 minus radical de 3x plus 1 minus radical de x plus 4 să fie mai mult să dau cu 0. Condiție de existență de funcție de x. Radical din mic e 2. Iar ca ce pare cu număr negativ, ne duce pe sfarul complex. Deci, x, 3x plus 1, x plus 4, 7 minus radical din 3x plus 1, minus radical din x plus 4. Minus infinit, plus infinit. Aici e minus 1 pe 3, minus 4, minus 1 pe 3, aici e 0. La minus 1 pe 3 e 0. Aici e minus, plus. Aici asemnează, limita la minus infinit e minus, la plus infinit e plus. La fel și aici, nu mai semnul la. Deci odată 1 pe 3 e infinit, odată. Deci aici nu ne mai interesează. Pentru asta este o funcție hx. În minus 1 pe 3 fac 7. Deci h de minus 1 pe 3 e 7 minus 0 minus radical din 4 minus 1 pe 3. Este 7 minus radical din 11 supra 3. E 7 minus radical din 11 pe 3. Ne dă mai mare ca 0. Deci, 7 minus radical din 11 supra 3, aici. Hx egal cu 0. Se intersectează hx egal cu 0. H de x egal cu 0. Adică 7 minus radical din 3x plus 1 minus radical din x plus 4 egal cu 0. Deci radical din 3x plus 1 egal cu 7 minus radical din x plus 4. Ridicăm la pătrat. 3x plus 1 egal cu 49 minus 14 radical din x plus 4 plus x plus 4. Unde vine 2x deci dacă dăm aici vine 2x 53 minus 52 e minus, minus 14 radical din x plus 4 53, 52, dăm în partea asta, părțim prin 2, x minus 26 e minus 7 radical din x plus 4. Și aici se ridică încă o dată la pătrat, vine x minus 26 la pătrat egal cu 49 în x plus 4. Egal cu 5 cu 96. De aici vine x pătrat minus 52 x plus 26 la pătrat minus 49 x minus 49 ori 4 fac 0. Deci x pătrat minus 101x 101x și aici vine 26 la pătrat fac 676 din 26 la pătrat. Și acum 49 ori 4, 49 ori 4, 196. Minus 676, 480.
plus 480 e l-am fuzat. Să trecem mai departe. Aici, x pătrat minus 100x plus 480 egal cu 0. X nu e egal. 101 plus 1000 de cal. 101 minus 480 supra 2. Egal. 101 plus 1000 supra 2. Bine. 480 ori 4, 1920. 1920. Acum, 101 la pătrat minus 1920 radical fac 98. X1 fac 101 plus 91 supra 2. X2, 101 minus 91 supra 2. Aici e 5 și aici 101 plus 91 împărțit la 2 fac 96. Deci X1 fac 96 și X2 fac 5. Deci aici e 5 și 96. E 0 și 0. Acum, în 5, deci am pus, aici vine așa, să verificăm, 7 minus 4 minus 3 este 0. Deci aici e plus, aici dacă îi dăm 6, vine 7 minus radical de 19 minus radical de 10 egal cu 7 minus, vine 19. 4,3 minus 10 radical fac 3,1. Deci ne dă negativ aici. La 96 tot negativ, că nu poți să vezi 7 minus, da, clar, negativ și aici. Deci numai cu 5, nu este, deci 96 dacă o pun aici nu e soluție. Să vedem. H de 96 fac 7 minus radical din 3 ori 96 plus 1 minus radical din 100. Fac 10 minus 3 din 1. Nu este. Deci automat aici nu este. Deci e negativ. Are numai 5. 5 verific. Să verific. Iar limita unui sunt e minus infinit. Să verific. Deci înseamnă că domeniul astimiției e minus 1. Deci x aparține lui minus 1 supra 3, 5. Ăsta este domeniul maxim de definiție. Domeniul maxim de definiție. Acum, să ne ocupăm de g de x. La g de x, g de x egal g de 3x plus. Deci g de 3x minus 4 este egal cu 9x pătrat minus 30x plus 24. Și acum, g de 3x minus 4 este egal cu 8 de 3x minus 4 la pătrat plus 10 de 3x minus 4 plus o constantă C. E sub formă de 3x, ca să facă g de x. Fac A de 9x pătrat minus 24x plus 16 plus B de 3x minus 4 plus C. Deci G de 3x minus 4 egal cu 9A cu x pătrat. Deci x pătrat. X plus x minus 4a plus 3b și termenul liber fac 16a minus 4.
de x egal a x quadrado menos 2. Resulta que g de x igual a x quadrado menos 2. Acuma, onde encontra? Limita. Candice de 3 0, nem de x para g de x. Limita. Candice de 3 0, nem de x. Para g de x. Este limita, candice de 3 0. F de x. F de x este 7. Aici este, dacă se face direct, 3, dacă se, deci o să vină 7 minus 1 minus 3, deci 4, 2 minus, e 0 pe 0. Atunci trebuie să îngrijim o problemă matematică. Ridicăm mulțimi conjugata numărătorului sus și jos. Deci limite este 0 din 7 minus radical de 3x plus 1 minus radical de x plus 4 minus 4 supra x pătrat minus 2x și s-a propus radical de 7 minus radical de 3x plus 1 minus radical de x plus 4 plus 2. Am mulțit conjugata sus și jos. Aici este tot 0 pe 0 și se aplică L'Hopital. Deci este, să vedem mai departe, x pătrat minus 2x și aici separat ori mulții cu limită când este 0 din 1 supra conjugă ăsta radical din 7 minus radical din 3x plus 1 minus radical din x plus 4 plus 2. Deci se ia separat din conjugata. Conjugata aici este 7 minus, deci aici 2 e 4, limita, deci asta e 9 pe 4. Separat, mai este la 8. Aplic L'Hopital. Deci la limită, când este 0, din 7 minus radical, din 3 x plus 1, plus radical, din x plus 4, minus 4, supra x pe 4 minus 2 x, aici 0 pe 0, așa, și aplicăm L'Hopital, care iasă de pasta asta de joc, dar limită, când este 0, de minus 3 supra 2 radical de 3 x plus 1, minus 1 supra 2 radical de x plus 4, supra 2 x minus 2. Când e 0, este minus 3 supra 2 radical
minus 1 supra 4 supra minus 2. Aici vine 2, e minus 7 pe 4 mulțit cu 1 supra minus 2 egal cu 7 pe 8. Deci ne dă 7 supra 8. Deci ne dă 7 supra 8. Deci limita este limita când este 0 de n de x supra g de x, prima cu 7, 8, a doua, deci a doua e 4, a doua vine, ăsta fac 1 pe 4, deci vine 4 a doua, deci vine 7 supra 30 de limita. Se. Este o problemă destul de frumoasă să ia pe fiecare, pe bucăți, se gândește fiecare pas și cu răbdare și îndemânare matematică se ajunge la rezultatul dorit.